Oamenii au descoperit o gaură neagră în creștere rapidă într-una dintre cele mai extreme galaxii cunoscute din Universul foarte timpuriu. Descoperirea galaxiei și a găurii negre din centrul acesteia oferă noi indicii cu privire la formarea primelor găuri negre supermasive. Cu ajutorul observațiilor efectuate cu ajutorul Atacama Large Millimeter Array, ALMA, un radiotelescop situat în Chile, echipa a stabilit că galaxia numită COS 87-259, care conține această nouă gaură neagră supermasivă, este de-a dreptul extremă, formând stele la o rată de 1000 de ori mai mare decât Calea Lactee. Galaxia conține de asemenea praf interstelar de peste 1 miliard de mase solare. Galaxia strălucește atât datorită acestei explozii intense de formare stelară, cât și datorită găurii negre supermasive în creștere aflată în centrul său. Gaura neagră este considerată a fi un nou tip de gaură neagră primordială, una puternic învăluită de praf cosmic, ceea ce face ca aproape toată lumina să fie emisă în spectrul infraroșu mediu al spectrului electromagnetic. Cercetătorii au descoperit de asemenea că această gaură neagră supermasivă în creștere, denumită frecvent nucleu galactic activ, generează un jet puternic de material care se deplasează cu o viteză apropiată de cea a luminii prin galaxia gazdă. În prezent, găuri negre cu mase de milioane sau miliarde de ori mai mari decât cea a Soarelui nostru se află în centrul celor mai multe galaxii. Modul în care s-au format aceste găuri negre supermasive rămâne un mister pentru oamenii de știință, în special pentru că mai multe dintre aceste obiecte au fost descoperite când Universul era foarte tânăr. Deoarece lumina provenită de la aceste surse are nevoie de atât de mult timp pentru a ajunge la noi, le vedem așa cum au existat în trecut, în acest caz, la doar 750 de milioane de ani după Big Bang, ceea ce înseamnă aproximativ 5% din vârsta actuală a Universului.